Salutare, dragii mei pești! Această etalare este pentru toți cei care au soarele, luna, ascendentul, nodul nord, nodul sud în această zodie. Și bineînțeles că vă puteți uita și voi cei care sunteți interesați de un pește. Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele voastre, pentru toate comentariile voastre. Vreau să vă spun că am ajuns la 10.000 de abonați și sunt foarte fericit și această fericire vreau să o împart și cu voi, pentru că voi faceți parte din acest proiect al meu. Vă mulțumesc! Sper ca în continuare să vă livrez mesaje de calitate, conținut de calitate și să fim împreună mult timp de acum încolo. Cât va dori divinitatea și cât se va putea. Ce faceți voi? Cum sunteți? Ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul acestui an și îmi doresc pentru voi ca acest sfârșit de an să vă găsească în pace, să vă găsească cu liniște sufletească și mai ales cu foarte multă putere pentru noul drum. Pentru că începe un nou drum cu alte obstacole, alte provocări. Haideți să vedem care sunt energiile pentru voi în luna ianuarie 2021. La baza pachetului avem Regina de Spade. Dragul meu pește, în luna ianuarie vei fi într-o energie foarte stăpână. Regina de Spade este acel om cu foarte multă experiență. Tu vei aduna foarte multă experiență, deja ai adunat foarte multă experiență. Luna ianuarie doar va fi momentul în care tu vei înțelege lucrul acesta, va fi clicul, da? Și pentru că ai adunat foarte multă experiență și ai trecut prin experiențe foarte dureroase, pentru tine nu mai există cale de întoarcere. Îți vei limpezi mintea, vei fi foarte clar în ceea ce îți dorești, vei ști care sunt scopurile și te vei îndrepta către ele. Aici emoțiile nu și-au locul. Știu că au fost evenimente în viața ta care și-au spus cuvântul, dar emoțiile, în momentul în care iei niște decizii foarte importante pentru viața ta, nu te ajută. Și atunci, Regina de Spade vine și îți spune că va trebui să iei niște decizii destul de importante ce privesc viitorul tău și acolo nu va trebui să te lași condus de emoțiile pe care le ai. Sunt schimbări mari în viața peștilor. Roata destinului. Roata destinului îți dă acest buton pe care tu trebuie să apeși pentru a-ți continua drumul, pentru a-ți urmări destinul. Deja în luna ianuarie tu vei afla niște secrete, tu afli secretul vieții tale. Aici este vorba despre spiritualitate, este vorba despre ceva ce vine către tine, este un eveniment pe care nu-l poți controla tu, nici nu-l poți amâna, pur și simplu vine și te ia oarecum pe nepregătite. Da? Această carte arată faptul că o perioadă lungă de timp tu vei fi într-o anumită energie, într-o energie total schimbătoare, total schimbată. Da? Îți va oferi această șansă, dar dacă tu totuși nu acționezi în direcția respectivă și nu schimbi niște lucruri la tine, nu vei face altceva decât să-ți îngreunezi situația. Roata destinului arată puterea și arată momentul în care destinul îți vine în față și îți spune, ok, hai, acum este șansa ta. Ce faci tu cu această șansă? Deci în luna ianuarie fii foarte atent pentru că este începutul schimbării tale. Da? Vei aspecta niște situații acolo, te vei gândi la ceva și deciziile pe care le vei lua
îți vor schimba perspectiva și te vor influența pentru o perioadă lungă de timp. În același timp observ că ai vrea să mergi mai departe, poate pe un alt drum, dar totodată dorești să... Îți este teamă. Îți este teamă în această privință să nu pierzi, să nu lupți degeaba. Ai un 4 de monede care arată poate și un soi de zgârcenie, arată un soi de avariție, da? Nu pentru toți. Este ca și cum vrei totul să fie la tine, vrei totul să primești, da? Să ai, dar de dat în schimb nu prea se întâmplă. Deci trebuie să înțelegi că există aici un schimb de energie și un schimb de experiență, chiar între noi și acest univers. Dacă tu vei ține cu dinții de ceea ce ai, nu te poți îndrepta către noul tău viitor, nu te poți îndrepta către drumul tău. Trebuie să iei aminte la lucrurile astea și trebuie să înveți să te debarasezi și trebuie să înveți să dai drumul la anumitor evenimente și situații din viața ta pentru a merge mai departe. Avem procesul de vindecare care apare în viața peștelui și iarăși începe din luna ianuarie. Sunt trei cărți foarte frumoase. Avem cartea Lumea, care vorbește despre scopul atins, realizat. Avem asul de bâte, care vorbește despre acțiune, da? Șansele tu le ai și ele sunt acolo și le vei avea și în luna ianuarie, dar tu trebuie să profiți pur și simplu. Ce faci? Că am impresia că ești puțin absent. Acționează în direcția aia. Fii mai determinat, fii mai hotărât în ceea ce îți dorești, da? Asul de cupe arată această limpezime pe partea sentimentală, această vindecare, această liniște. Pentru unii dintre voi poate însemna chiar un început în iubire foarte frumos, o relație foarte frumoasă care se aprofundează, poate însemna o relație de prietenie, cineva vă ajută, vă sprijină și vă simțiți foarte conectați acolo. Iar cartea Lumea, așa cum am spus, arată acest scop realizat. Da? Este clar că, având în vedere că ai și cartea Destinului aici, cu cartea Lumea, te așteaptă niște schimbări profunde și mi-aș dori să te prindă pregătit în această situație. Sunt visuri mari la care tu aspiri, sunt lucruri pe care tu ți le dorești. Observ aici și cunoaștere spirituală, dar și experiența asta a vieții pe care dorești să o dobândești. Da? Și da, le ai pe toate, sunt la îndemână, însă trebuie să acționezi mai mult. Poate este cazul să faci mai mult decât ai făcut până acum. Avem cartea construcției. O carte foarte frumoasă, treiul de monede. Treiul de monede arată această bază pe care tu o pui împreună cu cineva, da? Și vorbim aici despre un mediu poate religios, vorbim despre construirea unui templu, vorbim despre un fel de echipă, da? O echipă foarte bună cu care tu îți vei construi viitorul. Ce vreau să-ți spun este că abilitățile acestea pe care tu le ai nu prea ți le pui în valoare. Și atunci sunt oamenii ăștia pe lângă tine care te vor ajuta să scoți de acolo tot ceea ce trebuie pentru a-ți face meseria așa cum trebuie. Însă aici ține foarte mult și de atitudinea pe care tu o vei adopta în această meserie, da? Aici vorbim despre învățat, vorbim despre studiu, vorbim despre noviciat, vorbim despre ucenicie în această carte, da? Deci pe parte profesională tu ești pe drumul bun, ești pe drumul corect, însă mi-aș dori să îți pui mai mult abilitățile, să nu mai stai să-ți pierzi timpul cu fleacuri și să faci ceva pentru viitorul tău și pentru destinul tău, pentru că nu sunt multe momente de acest gen. Vei ajunge la această împlinire. Pentru unii dintre voi, luna ianuarie este o lună a familiei, este o lună a stabilității sentimentale și financiare totodată. Observ și ceva copii în această carte. Este o carte foarte frumoasă, invită la un fel de reflexie și îți arată faptul că ești fericit chiar cu lucrurile mărunte. Că tu, de fapt, nu ai nevoie de mare lucru în viața ta pentru a fi fericit. 10 de cupe arată această eliberare, arată faptul că îți faci planuri alături de persoana potrivită. Arată faptul că iubești și ești iubit, te simți împlinit, te simți vioi, te simți bine.
ești împăcat cu tine, cu familia ta, da? Cu copilul tău. Este o carte foarte bună din punct de vedere al emoțiilor, care poate vorbi, bineînțeles, iarăși și despre vindecare, poate vorbi despre lăsarea trecutului și pur și simplu vizionezi în viitorul tău această casă. Vei fi victorios pentru că lupți în momentul de față, lupți să te stabilești și eu simt chestia asta, lupți pentru mai bine, lupți să-ți schimbi perspectivele și chiar dacă ai momente în care ești obosit, uite că această carte 6 de bâte îți arată faptul că vei trece cu brio peste aceste lupte. Da? Ești un războinic. De ce nu vrei să înțelegi lucrul ăsta? De ce nu vrei să înțelegi că toate experiențele prin care tu treci nu sunt altceva decât momente benefice pentru tine, pentru a-ți demonstra anumite lucruri? Destinul te îndreaptă către ce trebuie. Destinul îți arată drumul, dar și tu trebuie să fii atent. Da? 6 de bâte arată această victorie. Arată această încununare a succesului tău într-un final. Dar cred că este o carte mai îndepărtată, da? Deci nu vorbim neapărat despre luna ianuarie, deși poate însemna poate vești bune pentru tine în luna ianuarie, da? Poate însemna ceva ce vine de la distanță și oarecum îți provoacă această fericire, acest entuziasm, da? Dar vorbim despre lupte duse din trecutul tău și le vei trece cu bine într-un final. Pajul de spade și cartea 6 de spade. Iată că vei pleca într-o călătorie, dragul meu pește. În luna ianuarie este posibil să-ți stabilești ceva. O plecare undeva, vrei să te îndrepți către tărâmuri mai liniștite, dorești să iei o pauză și pur și simplu nu vei pune în desaga ta decât lucrurile care merită. Există aici, la nivel mental, un fel de... cum să-i spun eu, un fel de predare, da? Te pur și simplu te predai și părăsești spațiul ăsta care tu crezi așa că nu prea îți mai oferă ceea ce ai tu nevoie. Poate vei face, repet, această călătorie, da? Este o călătorie asumată, o călătorie poate chiar și spirituală pentru unii dintre voi. Dacă nu, cel puțin planuri vor fi cu siguranță, da? Vreți să scăpați din mediul acesta și să vă duceți într-un alt mediu. Vreți să luați totul de la zero, să luați de la început. Și vă ajută atitudinea, să știți. Vă ajută această atitudine de resemnare și de faptul că veți viziona foarte mult ceea ce vreți să faceți în viitorul vostru apropiat. Pajul de spade arată această curiozitate cu care voi vă îndreptați către drumul respectiv. Sunteți foarte curioși, foarte nerăbdători. Da? Ce mai poate însemna această carte este faptul că trebuie să fiți mai vigilenți. Da? Încercați să fiți mai vigilenți și să aveți foarte mare grijă la mesajele pe care le transmiteți. Să nu fiți înțeleși greșit. Dragii mei, cam acestea sunt mesajele pentru voi. Să vedem ce spun și îngerii, care este mesajul îngerilor pentru cei din Zodia Pești. Mesajul pentru voi vine de la îngerul Adriana. Imediat o să vă și citesc. Te conduc spre răspunsul la rugăciunile tale. Te rog să ascult și să urmezi pașii pe care ți-i comunic prin intuiția, gândurile și visele tale. Iată, dragul meu pește, este un mesaj foarte important pentru tine. Așa cum ți-am spus și eu, te așteaptă un drum foarte profund, foarte bun. Este urmarea destinului tău și este momentul pentru tine să ai acest contact cu lumea de dincolo, cu îngerii, da? Să primești aceste mesaje și să te lași îndrumat pentru că doar așa vei ajunge la capătul drumului tău, cu bine. Foarte frumos. Dragii mei, cu această zodie încheiem și etapa etalelor zodiacale pe luna ianuarie.
Eu vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like și un share, poate mai sunt și alți oameni care doresc să audă aceste mesaje. Dacă doriți să luați legătura cu mine, nu uitați că toate informațiile necesare le găsiți aici jos, în descrierea videoclipului. Și până data viitoare, eu vă îmbrățișez pe toți, vă pup și vă rog să aveți grijă de voi.